Hello tuturor, eu sunt Sara și astăzi vreau să încerc noul aparat de la Sempasi pentru ten. Se numește Virgo și mi se potrivește perfect pentru că, ce credeți, eu chiar sunt în zodia fecioară. Deja am o rezonanță perfectă cu acest aparat. Arată cam așa, este foarte frumos și extraordinar de ușor de folosit. Are pe față un buton de pornire, iar pe spate un senzor pe care trebuie să ținem degetul pentru ca aparatul să vibreze. Mai de aproape o să vedem, aici este butonul de pornire, iar pe spate senzorul. Haideți să-i dăm drumul să vedem puțin cum funcționează. Acum este apăsat butonul roșu, adică aparatul este pe modul cald. Dacă vrem să schimbăm acest mod, o să apăsăm o dată pe butonul din față și o să vedem că se schimbă culoarea LED-ului și acum avem modul rece. Dar haideți să începem rutina de folosire a acestui aparat. Primul pas este curățarea tenului. Vă puteți curăța tenul cu un gel de curățare sau cu apă micelară. Apoi, pasul 2 este aplicarea unei creme sau a unui ser pe întreg tenul. Acesta va ajuta și aparatul să alunece. De asemenea, putem folosi aparatul pe modul cald. Acesta încălzește aparatul până la 45 de grade, ceea ce va ajuta porii să se deschidă și soluțiile, serul sau crema să intre în profunzime în piele. Eu am apăsat acum pe modul cald și trebuie să țin degetul pe senzor ca aparatul să vibreze. Trebuie apoi să vă bucurați de masaj și să știți că acest aparat ne ajută în îndepărtarea impurităților. Are efect anti-aging, anti-read, acele linii fine care apar în jurul ochilor. De asemenea, ajută la o hidratare mult mai bună a pielii, la elasticitatea acesteia și folosit în fiecare zi timp de 3 săptămâni, o să vedem rezultate minunate. Eu personal am văzut rezultate încă de la prima utilizare, tenul devine mai luminos și mai ferm. Dacă doriți, să puteți folosi și în zona gâtului și a pieptului, însă, dacă aveți probleme cu ușă sau pielea este lăsată în zona gâtului și a pieptului, vă recomand dispozitivul Pavo. Tot cei de la Sempasi l-au creat special pentru această zonă, mai ales persoanele cu probleme mai mari în această zonă. Voi folosi tot lumina LED roșie, aceasta încălzește aparatul, deschide porii și ajută ca serul să intre mult mai ușor în piele, să hidrateze zona gâtului și masajul din zona de suprapie o să diminueze efectul de gușă. Puteți merge cu acest aparat și mai jos pe zona pieptului și să vă bucurați de un masaj relaxant. În cutie vom găsi o cârpiță pentru a putea șterge dispozitivul. De asemenea, încărcătorul USB se încarcă o singură dată și merge cam o lună de zile fără probleme. Și de asemenea avem și manualul de utilizare. Dispozitivele se șterg ușor cu această cârpiță specială pe care o primim în pachet. Foarte important este să nu băgați dispozitivele sub jetul de apă pentru că acestea nu sunt waterproof. Cam aceasta este experiența mea cu dispozitivele de la Sempasi. Sunt foarte încântată că există și de când sunt în rutina mea de îngrijire, tenul meu arată deja mult mai bine.